ascultători, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Reușita. Ne aflăm la sediul Camerei de Comerț și Industrie Prahova. Nu vom discuta astăzi despre activitatea Camerei de Comerț, ci despre o instituție care este găzduită aici de Camera de Comerț și Industrie Prahova, care a luat ființă de puțin timp. Este vorba de centrul Europe Direct și o avem alături de noi pe doamna Oana Teodorescu. Bună seara, bun venit la emisiunea noastră. Este o premieră, iată de cât timp sunteți în Camera de Comerț, noi de cât timp facem emisiunea, nu ați fost niciodată invitată la noi la... Eram cel care organiza. Exact, întotdeauna erați interfața. De mass media, da. Acum am trecut de partea... Executivă a problemei, da. Așa. Haideți să începem, cu siguranță telespectatorii vor să știe câteva lucruri și despre dumneavoastră ca persoană, dar aș vrea să începem întâi cu... Ce înseamnă această denumire, Europe Direct? Pentru că e o denumire în limba engleză, poate puțin sunt familiarizați, mai ales că este un lucru nou. Sigur, dumneavoastră ați făcut și un eveniment de lansare aici, a fost un eveniment de lansare și la București, unde de altfel am participat împreună. S-au găsit informații și la dumneavoastră pe site și pe prahovabusiness.ro, dar dincolo de aceste informații seci care au putut fi doar citite, ce ați putea să ne spuneți despre acest subiect? Deci, centrul Europe Direct este un centru de informare europeană. Este un centru de informare europeană care se găsește în toate cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Numărul centrelor în fiecare țară este dat de numărul de europarlamentare a fiecare țări și de mărimea țării respective. În România, în această legislatură, să zicem, a centrelor, care a început 2013-2017, sunt 31 de centre. Printre care, iată, unul este la Ploiești. Unul este la Ploiești. În județul Prahova, de fapt, funcționează două centre, pentru că există un centru și la Mizil. Colegii noștri de la Mizil au experiența și unei legislaturi trecute, pentru că ei sunt... înființați înaintea noastră, și ceea ce este meritoriu pentru Prahova este că proiectul pe care l-am depus în luna septembrie pentru a fi selectați de către Comisia Europeană pentru a face centrul Europe Direct la Ploiești a făcut să convingă Comisia să se înființeze un al doilea centru în Prahova. A fost un proiect bun, cu activități numeroase și convingător. Da, pentru că am văzut, nu se respectă nici măcar acea medie de 1 la 1, să spunem, să fie un județ, un centru. Sunt mai puține centre decât numărul de județe, deci cu siguranță sunt județe care sunt văduvite. Sunt multe județe care nu au niciun centru. Sediul este, așa cum spuneam, la Camera de Comerț. Da, centrul este găzduit de către Camera de Comerț. Câteva imagini de acolo. Da, este găzduit de Camera de Comerț. Este, de fapt, inclus în Camera de Comerț, pentru că acest centru este înființat printr-un parteneriat, un acord de colaborare între reprezentanța Comisiei Europene la București și Camera de Comerț și Industrie Prahova. Un acord care presupune și o cofinanțare din partea Camerei de Comerț și Industrie Prahova. Camera de Comerț, care, așa cum am văzut, l-am avut nu cu foarte mult timp în urmă pe domnul președinte Aurelian Gogulescu, este angrenată în continuare într-o sumedenie de programe europene. Unele deja au fost finalizate, altele sunt în curs de desfășurare. Sigur, nu discutăm despre acest lucru. Haideți să ne spuneți foarte direct, dacă putem spune în limba română, nu direct, cu ce se va ocupa acest centru sau care a fost ideea pentru care ele au fost înființate în alte țări. Pentru că noi, sigur, am intrat mai târziu în Uniunea Europeană, tocmai din acest considerent și la noi au apărut mai târziu. Care este... Deci ele au apărut în România odată cu aderarea noastră la Uniunea Europeană. Deci a fost o sesiune 2007-2008, după aceea 2008-2012 și acum 2013-2017. Deci centrul nostru este înființat pentru 5 ani. Își va desfășura activitatea aici. Este centrul de informare europeană, cum v-am spus, însă reprezentanța dorește foarte mult să fie o informare proactivă. Adică nu numai să stăm și așteptăm oamenii să vină la centru și să ceară informații despre Uniunea Europeană, despre programe de finanțare, despre cetățenie, drepturi, obligații, responsabilități, despre orice privește Uniunea Europeană, dar
ne cere să ieșim noi către aceștia și cum putem să o facem decât prin diverse tipuri de acțiuni. Deci avem deja un program de acțiuni pentru anul acesta, pentru că programele se iau și se depun în fiecare an la reprezentanță și sunt aprobate de către reprezentanța Comisiei Europene de la București. Dar pe lângă cele pe care le-am stabilit de la începutul anului, intervin o mulțime de alte activități care completează programul inițial. Din ce înțeleg eu, veți merge oarecum într-o campanie electorală pentru promovarea Europei, nu? Cum fac și unii dintre politicieni, nu știu, se duc să împartă flyere și așa mai departe pentru a fi votați. Dumneavoastră vreți să împărțiți aceste materiale, haideți să nu le spun promoționale, ci informative, pentru a ști sau pentru a afla mai multe decât știu, ca să nu spunem, să nu fim foarte duri, prahovenii și în special ploieștenii sau cei din această zonă, cu ce se mănâncă, dacă putem spune așa, Uniunea Europeană? A fost foarte interesant că Uniunea Europeană a făcut un sondaj la sfârșitul anului trecut și numai 36% dintre români au știut ce înseamnă cetățenia europeană, ce drepturi au, faptul că există și obligații, faptul că trebuie să luăm și să votăm europarlamentarii, cei care ne vor reprezenta în Parlamentul Europei, și chiar va trebui să ne pregătim pentru că 2014 este an de alegeri la nivelul Europei și va fi important să fie informați și să voteze în cunoștință de cauză în acel moment. Oricum, Europa este aici. Aș vrea să vă întrerup o secundă, nu vreau să fiu rău, dar la câtă campanie electorală, să zicem, și-au făcut cei care au candidat pentru europarlamentare în trecut, adică nu și-au făcut mai deloc, eu nu știu, a fost practic o competiție între partide, atât și nimic mai mult, mai puțin între oameni, pentru că s-a votat pe liste, la fel se va întâmpla și la anul, și e foarte puțin probabil ca să, dacă e un candidat din Prahova, să ducă să-și facă campanie, să zicem, la Oradea sau, nu știu, la Iași sau la Constanța. Este adevărat, în general, noi, centrele Europe Direct, nu ne vom implica în campaniile electorale. Însă... Am vrut să spun doar faptul, am făcut o paranteză pentru că ați amintit de alegerile da, de la anul și da, că noi să trebuie... voteze în cunoștință da, de da, cauză. Să... Noi ne adresăm cetățeanului, deci cetățeanul trebuie să știe cei care, să-i cunoască pe cei care vor fi candidați și noi asta vom promova. Cetățeanul trebuie să-și cunoască dreptul lui de a vota. Deci noi ne adresăm cetățeanului, nu potențialilor europarlamentari. Am înțeles lucrul acesta. Să vedem dacă și cetățenii vor fi la fel de receptivi în a... Noi sperăm, pentru că asta este... ei ar trebui să uziteze de acest drept pe care îl au. Ce alte drepturi mai sunt? Sau ce alte chestiuni veți mai face? Pentru că... am participat la București, așa cum spuneam. Acolo a fost și șeful reprezentanței Comisiei Europene în România, domnul Nicolae Idu, și am văzut, poate printre puținele dăți în care lucrurile nu s-au mai spus atât de, cum să spun eu, fardat, de cosmetizat, s-au spus niște lucruri mai pe șleau, ca să spunem așa. În sensul că în momentul de față românii nu sunt foarte informați cu ceea ce înseamnă Comisia Europeană, Uniunea Europeană, este, când vorbim de Europa, deja le băgăm pe toate la grămadă și nu se mai știe, nu putem să spunem de instituții, de Parlamentul European, de ce se țin dezbaterile și la Strasburg și la Bruxelles și așa mai departe. Deja mulți sunt într-o ceață din care practic nu mai au ieșire. Deci, veți reuși să disipați această ceață? Toate aceste informații se pot găsi la noi la centru. Dar în campaniile noastre vom ieși cu aceste informații către grupuri țintă targetate. Este adevărat, grupul țintă al Centrului Europe Direct este publicul larg. Însă campaniile de informare se vor face pe grupuri țintă, de exemplu vor fi școlile, vor fi universitățile. Suntem după inaugurare, unde am avut onoarea să avem alături de noi
pe lângă personalitățile care au fost invitate, respectiv domnul ambasador Oliver Grogan, care este ambasadorul Irlandei, Irlanda deține președinția Consiliului Uniunii Europene în această perioadă, însu a fost invitatul nostru special, dar am avut alături prefectul județului Prahova, vicepreședintele Consiliului Județean, viceprimarul orașului Ploiești, deci persoane care, prin prezența lor la această acțiune, au demonstrat dorința de a fi alături și de a sprijini demersul nostru de informare europeană în județ, în oraș. Și alături de noi, de aceea spuneau, au fost reprezentanții Universității de Petrol și Gaze, a Inspectoratului Școlar, licee din orașul Ploiești și din județ, reprezentații de la firme, de la ONG-uri, deci toți aceștia sunt potențialii noștri parteneri de informare. Și bineînțeles să nu uităm mass media, care este principalul vector de comunicare cu care va trebui să fim în permanență în contact și cu ajutorul dumneavoastră, prin dumneavoastră, informația pe care o deținem să ajungă la cât mai multe persoane. Cu siguranță se va întâmpla lucrul acesta. Înțeleg că veți demara și o campanie sau probabil nu știu mai multe de informare în școli. Vreți să-i câștigați pe tineri, să-i familiarizați încă de pe băncile școlii, ale facultății, de ceea ce înseamnă Europa și Uniunea Europeană, nu? Da, vrem să avem un program, un Club Europa, care să se desfășoare în școli, începând cu trimestrul al treilea, trimestrul 3 în vacanță, să-l pregătim și în trimestrul 4 al anului deja să fie funcțional și vom avea, de exemplu, avem Ziua Europei, care va trebui să fie marcată prin evenimente complexe și partenerii noștri principali în aceste evenimente vor fi școlile, respectiv inspectoratul școlar. Bun, până la Ziua Europei mai avem, vom discuta în partea a doua ce se va mai întâmpla din punct de vedere al acțiunilor pe care le aveți și așa cum am promis telespectatorilor și câteva cuvinte despre dumneavoastră. Nu vă întreb ce ați făcut în ultimii 5 ani, vă întreb numai ce ați făcut de când a intrat România în Uniunea Europeană. Deocamdată vom lua o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem pentru partea a doua a emisiunii. Este indiferent cum arată autoturismul tău, Spălătorii Auto Harold îți recomandă o strălucire impecabilă. Spălătorii Auto Harold vă asigură toată gama de operații specifice la standarde înalte. Spălătorii Auto Harold, prietenul autoturismului tău. Bună vecină, ce mă fac? M-au năpădit gândacii. Tu nu faci nimic. Sună la Coral Impact 0244 51 7610 și sigur o să scap? Sigur, Coral Impact este numărul 1 în activitățile de dezinfecție și deratizare și cu siguranță că te vor rezolva. Și pe mine m-au scăpat de gândaci. Coral Impact Ploiești combate insectele de disconfort pentru dumneavoastră. Relații suplimentare la 0244 517610. Ușor, cu Sipex în ajutor. La noi de toate găsești casa să-ți o construiești. Sipex, soluții în construcții. Lansăm colecția toamnă-iarnă. Ținute în tendințe pentru casa ta în colecția Termosistem Meșterică 2012-2013.
Meșterică, un brand al companiei Sipex. Am revenit la emisiunea Reușită, partea a doua ei. În această seară alături de noi se află doamna Oana Teodorescu, persoana care conduce în momentul de față centrul Europe Direct din Ploiești, nou înființat. Aveți o lună de când v-ați înființat? Teoretic avem aproape două luni, pentru că s-a înființat la 1 ianuarie. S-a înființat la 1 ianuarie, dar deschiderea propriu-zisă a fost acum de curând. Ne am și invitat la emisiune. Haideți, așa cum am promis telespectatorilor, să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră și după aceea revenim la ceea ce înseamnă centrul Europe Direct, ce vreți să mai faceți anul acesta, pentru că ne-ați spus în prima parte că funcționați aici în sediul Camerei de Comerț, de altfel unde și filmăm această emisiune, și aveți ca principal scop informarea cetățenilor cu tot ceea ce înseamnă terminologia europeană a instituțiilor și așa mai departe. Și ne-ați mai spus că veți merge chiar și în diverse acțiuni targetate prin școli, pe la firme sau pe la alte grupuri țintă pentru a informa pe toată lumea despre aceste aspecte. Până atunci, câteva cuvinte despre dumneavoastră. E greu să vorbesc despre mine, dar pot să vorbesc despre mine prin prisma proiectelor europene. De cât timp, în primul, de cât timp, pentru că lumea vă știe de o viață la Camera de Comerț, de cât timp sunteți aici? De la început, din 1990. Foarte frumos. Da. Am crescut odată cu camera și... Sediul sigur nu era aici pe vremea respectivă. Nu, sediul nu era aici, dar noi toți cei care am fost de la început și pe aceea pe parcurs suntem cu autorii ai acestui sediu, sediu în care ne-am mutat în anul 2000. Iar în proiectele europene, Camera de Comerț are o experiență destul de îndelungată, deci noi am avut primul proiect, în primele proiecte fare care s-au derulat în România în 1998, deci în programele de preaderare. Și bineînțeles că după aderarea României am trecut și am făcut proiecte, am derulat proiecte din cadrul programului operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane, care este programul cel mai potrivit tipului nostru de activitate pe care o facem. Din 2007 până acum am avut 18 proiecte în derulare. Între timp, unele dintre ele s-au finalizat. În momentul de față mai avem încă 11 proiecte post-drum. Și în septembrie, când a fost licitația pentru Centrul de Informare Europa Direct, Europe Direct, că așa ni se cere să le denumim, este denumirea în toate cele 27 de țări europene, dar e foarte aproape de denumirea românească, deci chiar dacă ce așa că în engleză Europe Direct se înțelege despre ce este vorba. Am, bineînțeles, conducerea camerei a luat decizia să se aplice în acest program, deși nu este foarte specific activității camerei. Pentru că v-am spus, publicul țintă este publicul larg. Și noi, în general, suntem orientați către mediul de afaceri, suntem orientați către antreprenoriat, către business. În mediul de afaceri sau în publicul larg veți găsi probabil și foarte multe, nu știu, persoane fizice autorizate și așa mai departe, care poate devin membri ai Camerei de Comerț și Industrie. Bun, nu e neapărat scopul nostru. Nu amestecați lucrurile, Însă este foarte bine că se va vedea Camera de Comerț mult mai bine, se va vedea Camera de Comerț și de către alte persoane care până acum n-au fost obișnuite să lucreze cu noi și credem că este un fel de responsabilitate socială a noastră de a da înapoi comunității ceea ce comunitatea ne-a dat nouă în acești 20 de ani în care ne-am format și ne-am dezvoltat. Apropo, de 20 de ani, o să citesc din acest din acest formular care a fost înmânat la evenimentul de la București de lansare oficială, dacă putem să-i spunem așa, nu a acestei sesiuni de centre Europe Direct.
Anul acesta, deci așa cum spuneam, în 2013, un an înainte de alegerile europarlamentare, care vor avea loc în 2014, se împlinesc 20 de ani de la introducerea, prin tratatul de la Maastricht, a cetățeniei europene. Și tocmai de aceea anul 2013 a fost denumit așa, nu anul cetățeniei europene, ca slogan este vorba despre Europa, este vorba despre tine. Da, este exact ce vă spuneam mai înainte, nevoia ca cetățeanul român să conștientizeze faptul că el este în același timp și cetățean european. Au fost dezbateri foarte interesante acolo, au participat scriitori, politicieni, reprezentanți ai ONG-urilor, blogger și așa mai departe, regizori chiar au fost acolo. Și chiar actual europarlamentari în exercițiu, da, în de față, și am văzut cât de contrare, să zic, erau opiniile despre cetățenia europeană, despre ceea ce înțelege românul că este sau nu un cetățean european. Oricum, principalele drepturi ale cetățeanului european pe care românul le cunoaște sunt cel de liberă circulație. Corect. Pentru că, într-adevăr, poate merge oriunde, poate să meargă oriunde, doar cu buletinul. Așa. Și, de asemenea, dreptul la muncă și la studia, care sunt două drepturi foarte importante. Nu și... discutăm celelalte drepturi de a alinia toate prețurile la Uniunea Europeană, nu și salariile, pentru că aici deja putem să închidem discuția și nu, da, e bine. Aici intrăm pe niște... Dar nu depinde de dumneavoastră, da, aici nu. Este un rol, lăsăm gluma la o parte, deși este un lucru extrem de serios acesta cu salariile. Dumneavoastră vreți doar să informați despre, așa cum spuneam, ce înseamnă, da, instituțiile europene, terminologie și așa mai departe. Nu, deci noi suntem politica, un hub de informare. Exact. Nu, nu facem consultanță, nu facem consiliere. Și dar nu luați decizii. Și, în niciun caz nu luăm decizii. Nu. Ce acțiune? Dar poate ajungem europarlamentar și atunci asta o să ajungem să luăm... Că tot, nu prea ați spus așa multe despre dumneavoastră. Aveți în plan... Nu, în niciun caz, dar putem să ajutăm. Pentru că e foarte greu ca independent, nu cred că aveți nicio șansă să atingeți pragul electoral. Partidul Cetățenilor poate o să fie un nou partid. Da, e o idee și aceasta, da, și s-ar putea să aveți mulți adepți în partid. Ce veți face pentru Partidul Cetățenilor? Ia spuneți-ne în continuare la Europe Direct. Pentru Partidul Cetățenilor vom răspunde în primul rând necesităților lor. Deci noi vom răspunde întrebărilor lor. Pentru cetățeni, nu știu ce vom face. Nu știu. Pentru că putem să facem orice care e legat de Europa. Și orice este legat de informația despre Europa, despre despre Uniunea Europeană. Să presupunem că nu toată lumea va putea veni la dumneavoastră, nici dumneavoastră nu aveți posibilitatea să ajungeți în toate locurile pe care, în care ei își desfășoară activitatea. Aveți o interfață prin care să, nu știu, să vă pună întrebări pe un site sau pe ceva, deci, sau da, veți distribui ceva pliante, cum veți interacționa? Așa e foarte dificil, știți, când vor fi acțiuni sau dacă se uită la noi acum la emisiune. Pe lângă site-ul camerei, în care este un link către centrul Europe Direct, deci site-ul www.ccih.ro, există și un site special al centrului Europe Direct Ploiești și avem de asemenea pagina pe Facebook, pentru că social media este o platformă electronică care îți permite să pui informații în timp real. Și ceea ce este nemaipomenit și diferit față de celelalte platforme este faptul că primești și feedback. Și este foarte important pentru noi, ca toți cei care intră în legătură cu noi printr-unul dintre canalele de comunicare pe care le folosim, să acceseze și pagina de Facebook și să dea like, să devină prietenii noștri și astfel să fie informați cât mai rapid de toate acțiunile și activitățile care se întâmplă și pot să pună și întrebări, bineînțeles, și pe această pagină. Avem și un newsletter lunar, care abonarea se poate face de pe site, avem buton de abonare de pe site, avem flyere, deci modalitățile de a ne apropia de cetățenii sunt diverse.
Înainte de a vă apuca de, sau mă rog, de a intra în prima zi în acest birou, v-ați gândit cam care este situația în momentul de față în județul Prahova? Pentru că dumneavoastră lucrați de mult timp în cameră. Da. Ați avut contact cu multe firme sau cu reprezentanții multor firme. Ați văzut care este pulsul la un anumit nivel. Dar cu siguranță că ați discutat și cu oameni care nu au afaceri, nu? Și ați văzut și care este părerea lor. Cam de unde trebuie să ridicați ștacheta? Este undeva foarte jos? Este la 10% ca nivel de informație? Cam pe unde ați considera un moment de față? Ca să vedem cam cât de greu vă va fi să ajungeți măcar la un nivel de, nu știu, acceptabil, ca să spunem așa, pentru al rezultatelor din punctul cetățenilor de vedere. Deci noi avem un singur avantaj, faptul că pornim de la zero. Deci orice creștere este exponențială. Este exponențială. Este adevărat că gradul de informare este diferit în diverse nivele educaționale. Este adevărat că sunt persoane care lucrează cu informația europeană în activitatea zilnică și atunci gradul de informare este total diferit. De aceea ne orientăm spre niște grupuri țintă. Și de aceea pentru noi și pentru reprezentanța Comisiei Europene este foarte important tineretul. Ei trebuie să fie importanți. Ei sunt viitorul nostru și ei trebuie să fie principalii, principalul nostru grup țintă. Bineînțeles, ne uitând vârsta a treia, care nu trebuie să se simtă dată la o parte, plus că cetățenia europeană este de la 0 la 100 de ani și peste. 100 și, 100 sunt 100 și persoane care și-au 100 și, aniversat centenarul. Da, și chiar de în preajma zilei de 1 iunie avem un eveniment Micul Cetățean, pentru că și ei sunt cetățeni europeni și ei trebuie să știe că au drepturi. Deci aveți și Micul Cetățean, aveți și pe cei în vârstă. Care este primul eveniment care îl veți organiza? Primul eveniment este un eveniment deosebit. Este Romanian Business Challenge, care este o competiție economică națională pentru elevii din liceele economice. Acest eveniment îl organizăm împreună cu Colegiul Economic Virgil Magiaru din Ploiești. Se face tot aici la noi și anul acesta? Se face la noi, se face la sediul Camerei de Comerț și după aceea asta este în 29 martie, iar în 30 martie este Târgul Regional al Firmelor de Exercițiu, tot împreună cu Colegiul Național Virgil Magiaru și va fi găzduit de Universitatea de Petrol și Gaze. De fapt, ambele evenimente au acest, cum să spun, această organizare în care sunt implicate camera, universitatea, primăria și, bineînțeles, pionul principal care este Colegiul Economic. Chiar vorbeam cu cei de la Colegiul Economic și ne dorim ca pentru anul viitor să transformăm Romanian Business Challenge în European Business Challenge și să încercăm să aducem și elevi din alte țări. Iar Prahova Business, pentru că tot vorbeați de business, va fi partener media la acest eveniment. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în această seară la emisiune. Timpul a trecut. Ce n-ați reușit să le transmiteți cetățenilor, o veți face mai un singur lucru să le spunem. Europa este aici, informează-te. Acesta este sloganul nostru. E foarte bine, sau este vorba despre Europa, este vorba despre tine, cum scrie și în această hârtie. Mulțumim foarte mult pentru prezența la emisiune în această seară. Vă dorim succes în tot ceea ce faceți aici, să aveți reușite în această activitate și vă mulțumim și sperăm să fiți pe parcursul celor 5 ani alături de noi, ca și la început. Iar tuturor doamnelor, pentru că astăzi este 8 martie, le transmitem la mulți ani, o primăvară frumoasă, la fel și dumneavoastră. Mulțumesc. Și săptămâna viitoare vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Reușit, dar până atunci o săptămână plină de realizări.